Știu că mulți îți vor spune că în viața ta ai crescut numai 4 copii. Eu am să zic, mai ai încă 2 copii spirituali, eu și soțul meu. Iar pe lângă noi mai ai încă 3 copilași, picuți, dar care știu să-ți ducă numele mai departe. Valeria, Ion și Timofei. Lume dragă, eu vă spun, nașii sunt cu suflet bun. Grija casei au lăsat și-au pornit la cununat. Mă mândresc cu nașii mei, șai la e la e la 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 la. Sus paharul pentru ei, șai la e la e la 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 la. Că astăzi ne-au cununat, șai la e la e la 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 la. Și dragostea ne-au legat, șai la e la e la 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 la. Nașul mare, îi fălos și mândru tare, îmbrăcat la patru ace, așa cu brășă că-i place. Mă mândresc cu nașii mei, șai la e la e la 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 la. Sus paharul pentru ei, șai la e la e la 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 la. Că astăzi ne-au cununat, șai la e la e la 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 la. Și dragostea ne-au legat, șai la e la e la 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 la. Potrivit, și zâmbește mândru tare, că astăzi e lună mare. Mă mândresc cu nașii mei, șai la e la e la 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 la. Sus paharul pentru ei, șai la e la e la 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 la. Că astăzi ne-au cununat, șai la e la e la 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 la. Și dragostea ne-au legat, șai la e la e la 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 la. Gospodărește, așa la tine îi dă sfatul, cum să-și țină ea bărbatul. Mă mândresc cu nașii mei, șai la e la e la 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 la. Sus paharul pentru ei, șai la e la e la 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 la. Că astăzi ne-au cununat, șai la e la e la 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 la. Și dragostea ne-au legat, șai la e la e la 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 la. Așa-i mei iubiți, vă cinstim ca fi părinți. Ne-nchinăm de sănătate, că ne sfătuiți în toate. Mă mândresc cu nașii mei, șai la e la e la 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 la. Sus paharul pentru ei, șai la e la e la 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 la. Că astăzi ne-au cununat, șai la e la e la 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 la. Și dragostea ne-au legat, șai la e la e la 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 la. Emoțiile se dublează atunci când știu că acele cuvinte pe care am să le zic nu sunt despre povestea unui bărbat. Este despre viața lui. Este despre viața reală a unui bărbat care este deja tătic, care este bunel, dar rămâne a fi în suflet un tânăr flăcău dintr-o localitate mică, dintr-o țară mică, care și-a dorit un singur lucru, să-și construiască o familie și să ajungă să se bucure de ea. Astăzi am marea mândrie să țin o cuvântare din numele unei familii, care vorbea despre dumneavoastră nu acum câteva zile. Îmi vorbea despre voi din luna februarie. Era încă frig, era o altă dată în calendar și o altă lună, dar ei încercau unul peste altul să-mi vorbească despre dumneavoastră. A zis așa: moldoveanul se naște a fi binecuvântat. Binecuvântat este omul care se naște în familia potrivită, care știe să aibă oamenii potriviți și știe să-și facă casă în locul potrivit. Dumnezeu mi-a dat o familie. Dumnezeu mi-a dat un verișor, pe care eu, când încă eram micuță, nu l-am cunoscut. Însă când am crescut, Dumnezeu mi l-a dat întâmplător în cale și poate după o scurtă cuvântare și vorbire cu El, mi-am dat seama că verișorul meu a crescut într-un bărbat adevărat, într-un soț ideal și într-un tătic care a știut să-și pună pe poziții copiii. Acest verișor, mai târziu, eram să-l chem la o nuntă. Eram să-i spun, în loc de verișor, în loc de Ion, eram să-l numesc altfel. Iar astăzi, după 22 de ani, spunem în fiecare zi,
Mulțumesc bunului Dumnezeu că am făcut alegerea corectă. Un om de omenie, un om muncitor, un om care a crescut și fete și băiat, omul care și-a crescut cu dragoste copiii și și-a iubit soția în fiecare zi un pic mai mult decât o iubea ieri. Astăzi, de departe, nașele, îți spunem mulțumesc. Îți spunem mulțumesc că acasă, atunci când spunem acest cuvânt acasă despre Moldova, ne imaginăm portița ta, casa ta, masa ta și perna pe care noi dormim atunci când venim la tine. Eram încă copii atunci când am făcut cunoștință, iar atunci când m-am îndrăgostit, ți-am adus un bărbat în casă și tu mi-ai spus, ai făcut o alegere corectă. Astăzi îți spun mulțumesc că mă consider fiica ta, iar pe el un fecior al tău. Știu că mulți îți vor spune că în viața ta ai crescut numai 4 copii. Eu am să zic, mai ai încă 2 copii spirituali, eu și soțul meu. Iar pe lângă noi mai ai încă 3 copilași, micuți, dar care știu să-ți ducă numele mai departe. Valeria, Ion și Timofei. Iar atunci când au venit în casa noastră, perechi, ca să ne ceară de naș, noi am zis să ne cinstiți nu numai pe noi, dar să-i cinstiți și pe cei care rămân alături de noi. Iar tu, nașele, împreună cu nașa, sunteți practic singuri care rămâneți și la bine și la greu alături de familia noastră. Astăzi ne despart mii de kilometri, însă cei ce au plantat buneii noștri odată o sămânceară de sânge în noi doi, nimeni niciodată nu vor șterge. Eu am o întrebare. Cum se numește acea pereche care acum o lună și jumătate a făcut primul apel la noi și a zis, nu uitați, la sfârșit de martie s-a născut cel mai vrednic dintre toți bărbații care poartă numele de Ion, iar pentru noi este părintele nostru spiritual, nașul nostru. Cum se numesc ei? Gata, prea repede, haideți să-i aplaudăm și pe ei, să audă și frumusii acolo. Și știți, când îmi povestea Tatiana despre dumneavoastră, puneam la îndoială, oare există astfel de bărbați? Oare există oameni care au știut să plece peste hotare, să se întoarcă înapoi, să facă copii acolo, departe de casă, dar să-i nască aici? Iar atunci, la un moment dat, pe lângă 3 fete, să știe să lasă și să mânceară într-un singur băiețel care astăzi este alături de dumneavoastră. Și uite că acele cadouri pe care le-au trimis finii voștri, eu aș vrea să le începem de la 2 omulețe, 2 stibulețe care s-au întâlnit, parcă mai ieri. Dar acum se uită în spate și au trecut deja atâția ani. Eu aș vrea mult de tot ca această floare să vină pentru nașa cea mare, cea care știe să fie blajină, iertătoare, plină cu dragoste și o mamă adevărată, iar pentru dumneavoastră, perechea perfectă. Domnul Ion, sub aplauzele celor prezenți, am să dau această floare vouă, iar voi o transmiteți soție, dar când o sărutați, o sărutați ca în prima seară când ați dus-o la portiță, bine? Aduceți-vă aminte, haideți domnul Ion, ajutați-mă să transmit nașii, dar ocupați de amărunțielul, de amărunțielul amară, amară! Aici vârsta, eu am întors-o, e 09 să fie pentru dumneavoastră, dar părțile dulci, lucrurile bune. Îmi zicea Tatiana, cine era să creadă că verișoarul pe care eu, când eram micuț, nu eram să-l cunosc, era să-mi devină naș și cel mai apropiat dintre toți oamenii. Astăzi este despre cifra aceasta. Își dorește familia care m-a apelat mult timp în urmă un singur lucru. La viitorul jubileu al vostru, la viitoarele vârste frumoase și rotunde, ei să fie alături de dumneavoastră. Iar cei ce avem aici să fie numai dulce, dulce și iarăși dulce. Și dacă tot Dionis a fost acel care a ținut tortul ăsta cu dragoste, să uită, te rog frumos, pe iubirea vieții tale așa pe obraz, șterge-l crânarea, că am văzut-o acolo, așa. Și te rog frumos, ducând acest tort din partea finilor, îi dorești tatălui tău încă 60 de ani de acum încolo și îl pupăcești și pe el, că doi bărbați se pot săruta atunci când îi dai respect și dragoste. Așa. Sper să gustați.
gustați din acest tort, care este sănătatea voastră. Cine gustă, eu vă blestem, cine gustă din tort are noroc încă 60 de ani de acum încolo, bine? Oh, Timofei, cel micuț, împreună cu Moncel, care vă poartă numele, împreună cu Valeria, au pus aici 60 de fructe. 60 de vitamini. Eu v-am dorit 60 de ani din partea finilor. Ei însă vă doresc în fiecare anișor vitamine, vitamine și încă o dată vitamine. Eu știu că în casa voastră crește nepotul vostru, David. Și el are nevoie de un bunel care să-i joace și la nuntă, și la cumătria copiilor lor. Și tot așa mai departe. Și pentru asta aveți nevoie de multă putere. Să împărțiți acest coș. Unul pentru celălalt, cu respect și dragoste. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, iată așa. Dionis, dacă tu ai să aduci nepoți frumoși, să știi că și ei au să ajungă la 120 de ani. Care dintre voi, din partea lui Dionis cel mare, cel care promite să mai aduc o nuntă în casa asta și nepoți să mai aduc în casa asta, Dionis, transmite licoarea mai departe și înainte ca să te duci mai sărută, mai sărută pe fata asta frumoasă, că Doamne, e Gigică, aplauze! Dacă au văzut că tata se sărută fără probleme, o sărută și el, nu? Exemplu frumos! Ienușină, mulțumesc frumos! Nu ne-am așteptat la așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Fina, vă mulțumim foarte mult de surpriza care ne-ați pregătit-o. Vă zic că de atât am cerut detalii, da? De atât, da? Uite, asta a fost și cauza, da? Oricum, vă iubim foarte mult și vă așteptăm acasă cu drag. Să știți că casa noastră este și casa voastră. Vă iubim foarte mult. Mulțumim! Vă cuprindem mulțumim foarte mult. Și mulțumim. Am așa o întrebare. 22 de ani urmă a fost nunta voastră, da? Ce se striga la nunta voastră pentru naș? Amar. Amar se striga. Op! Amar! Așa, acum, Dionis, te rog frumos, amar pentru tine? Amar pentru Dionis și iubirea vieții sale! Tine amar pentru finii voștri, pupăcioșilor! Bărbița asta trebuie gâdelită, cu un sărut dulce a soției dumneavoastră, amar și pentru dumneavoastră! Ia uitați-vă cum toată lumea se iubește aici în Moldova! Așa, stă cu mâinile în buzunar, dar speră, dar tare speră să îi se strige și lui amar. Aveți cu cine amar și dulce? Aveți, nu? S-a mântuit tot. Care ia dumneavoastră? Ia alegeți-o. Pe cea mai frumoasă a voastră? Amar! Trebuie să le arătăm la nepoți cum se ajunge la 60 de ani, nu? Așa-i. Numai bine, papa! Haideți să salutăm încă o dată și să dorim o zi de clare și de sâmbătă frumoasă. Pa, pa! Nu mai vin. Vinișor spumă și rece, cu tine omul petrece. Cântă și se veselește, cu prietenii ciocnește. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Hai, uite așa! Cine-ar mai putea să joace? Fără scripca cea bătrână,
și sănătate să aveți. Un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun. La mulți ani cu drag vă spun, hai. Pentru toți facem orare. Petreșeți ca șanitate, viața o singură dată. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun. La mulți ani cu drag vă spun, hai. Să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, hai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun. La mulți ani cu drag vă spun, măi, așa!